Primarii sunt gata să iasă în stradă. Congresul autorităților locale din Moldova, din numele a peste două treimi din reprezentanții administrațiilor publice locale din toată țara, au adresat o declarație tuturor factorilor de decizie responsabili de derularea reformei de descentralizare, guvern, parlament, președinție, dar și partenerilor de dezvoltare care au finanțat și finanțează aceste proiecte. Documentul a fost elaborat în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului de Administrare Calm, convocat în regim de urgență după ce autoritățile centrale au decis excluderea taxei pe autovehicule, dar și având în vedere tergiversarea promulgării legii care le-ar permite administrațiilor publice locale să schimbe destinația terenurilor și să se adreseze direct curții constituționale. Declarația cuprinde mai multe condiții adresate instituțiilor care și-au asumat angajamentul în fața administrațiilor publice locale, dar și a organismelor internaționale donatoare să implementeze principiile unei autonomii locale veritabile, așa cum presupune Carta Europeană a Autonomiei Locale. Primarii susțin că blocarea reformei de descentralizare prin aplicarea pedepselor primarilor în comuz, nepromulgarea legii 2474 și excluderea taxei pe autovehicule îngenunchează localitățile, se arată în declarația Congresului Autorităților Locale din Moldova. Calm solicită Consiliului Superior al Magistraturii să verifice legalitatea demiterii primarului orașului Taraclia, Serghei Filipov, care a fost suspendat din funcție pe o perioadă de 2 ani, pentru că a decis tăierea unor copaci. Într-o declarație făcută publică vineri pe 8 aprilie, Calm condamnă presiunea instituțiilor publice asupra primarilor, insistând că organele de anchetă sunt folosite deseori ca mijloc de presiune asupra anumitor reprezentanți ai autorităților publice locale. Din 898 de primari care suntem aici, eu sigur că vreo 700 de primari din țara asta avem toți, cum îi zice, dosare. Și neglijența este 329, care este articolul de serviciu pentru cel mai rău anchetator, dacă nu găsești nică, e 329, bagă-i și gata, vse, el e a nostru, e în torbă. Deci, fraților, aici noi trebuie să discutăm un lucru clar. Ori încetează lucrul ăsta, e ca punctul 3, ca aici l-a spus domnul Furdui. Ori încetează lucrul ăsta, ori noi trebuie să vedem care e modalitatea de a acționa. Ori noi să acționăm toți de comun acord. Pentru că asta trebuie să fie într-adevăr formula a lui Alexandru Dumas. Toți pentru unul și unul pentru toți. Azi îl mănâncă pe ăsta de la Taraclia. Fiți siguri, fraților, nu stați în tufare, că mâine mă mănâncă pe voi. Și pe mine și pe toți ar să ne mănâncă. Ori noi sărim toți și ne apărăm. Breasla noastră, că văd că breasla lor și-o apără toți fiecare cum pot. Ori noi stăm toți fiecare pentru fașa, să ascultăm de liderii noștri politici și aș spun la telefon. Eu ca președinte de asociație am simțit lucrul ăsta. Deja l-am simțit la nivel de raion. Că ăștia la raioane văd că se duc de acum cecior, înțeleg că se duc și timpurile lor, dar măcar o țâră să agăță și el așa cu ghearele, să steie o leacă la putere și el. Când ne adunăm noi primarii, când facem ședință, eu tot timpul anunț Consiliul Raional. Dacă revendicările înaintate în declarația Congresului Autorităților Locale din Moldova nu vor fi satisfăcute, primarii amenință că vor ieși în stradă și vor organiza manifestații de amploare. România continuă să ajute comunitățile moldovenești și prin euroregiuni. Cea mai mare euroregiune, Siret-Prut-Nistru, include 3/4 din administrațiile publice locale din Republica Moldova. Delegațiile euroregiunii moldo-române au informat timp de o lună primarii, consiliile locale și agenții economici din 24 de raioane și din Găgăuzia despre noi oportunități de finanțare pentru comunitățile moldovenești. Sunt două modalități astăzi prin care putem realiza acest lucru cu ajutorul euroregiunii, odată prin programul de înfrățiri cu localități din România, care înseamnă posibilitatea obținerii de fonduri direct din bugetul primăriilor românești pentru nevoile specifice comunităților din raioanele și localitățile Moldovei. Deci se poate practic finanța absolut orice temă, da? Care are legătură cu bunăstarea cetățenilor din localitatea respectivă, iar prin intermediul fondurilor europene, noi am discutat astăzi despre cel mai mare program de finanțare, Programul Operațional Comun România-Republica Moldova. Acolo sunt 4 teme mari. Una are legătură cu educația și cercetarea, a doua are legătură cu domeniul culturii, a treia cu dezvoltarea de drumuri și a patra cu poliție, spital, pompieri,
Dacă în alte raioane unele proiecte au fost realizate deja, autoritățile din raionul Rezina își stabilesc acum priorități pentru a reuși până în luna septembrie să vină cu cereri de cofinanțare. Avem pașii concreți referitor la identificarea priorităților, doi, studiile de fezabilitate și proiectele tehnice unde sunt necesare, după care stabilirea parteneriatelor, anume partenerilor din România, pentru a aplica la aceste proiecte care vor fi, deci începând cu luna septembrie. Evident că aici este necesar de cofinanțare, deci contribuția din fiecare primărie. Vom avea o ședință comună cu primarii unde vom stabili care este domeniul principal unde ar fi cazul să aplicăm din partea raionului Rezina, deoarece cu siguranță Consiliul Anual trebuie să fie partener cu primăriile din raion, fiindcă primăriile nu vor avea posibilitate ca să cofinanțeze 10% din aceste proiecte. Ulterior, deci noi, la fel în acest răstimp, vom căuta, vom identifica și parteneri din România cu care ulterior se vor înfrăți localitățile, cât și raionul Rezina. Pentru finanțarea care va fi deschisă din luna septembrie curent prin programul operațional comun România-Republica Moldova, sunt eligibile orice proiecte necesare dezvoltării unei localități. La un an de la aplicarea noii legi privind finanțele publice, de când primăriile nu mai primesc finanțarea prin consiliile raionale și din bugetul de stat, primarii localităților rămân mereu în căutarea de fonduri pentru proiectele locale. Problema cea mai principală și cea mai stringentă e lipsa locurilor de muncă și drumurile deplorabile, o situație socială defavorizată. Și noi putem să implementăm toate proiectele și ridica bunăstarea populației prin implementarea proiectelor comune, cum a spus și domnul, prin acorduri de înfrățări și prin granturi europene, care să îmbunătățim. Și cel mai stringent la noi e chiar un strigăt la cer, starea deplorabilă a drumurilor și, aș spune, cultura oamenilor în privința deșeurilor. Eu o să le sugerez ca să mergem pe finalizarea proiectelor începute. Nu are rost să începem multe proiecte și nu le ducem la bun sfârșit. Și asta cred că ar fi o prioritate corectă și dacă primarii vor înțelege, vom lucra la aceste capitole ca lucrurile care au fost începuți să fie finalizate și ulterior să mergem pe prioritățile care sunt cele mai importante și cele mai necesare din localități. La rândul lor, primarii recunosc necesitatea unor instruiri, o problemă fiind capacitatea de a elabora propuneri și nivelul slab de pregătire pentru a aplica proiecte sau a stabili parteneriate. Noi trebuie întâi să avem primarii un seminar de instruire în privința acordurilor de înfrățire. Noi suntem în raion încă în urmă cu acordurile de înfrățire față de alte raioane din Republica Moldova. Până luna septembrie ne-am propus ca să instruim cât mai mult primarii din raionul Rezina. Deci este vorba, pe două căi vom instrui și cu ADRE Centru și cu Euroregiunea. Chiar am discutat cu domnul director executiv Euroregiunii Siret Prutnistru ca în perioada ulterioară, deci să cât mai urgent posibil să instruim primarii din raionul Rezina, cu toate că deci Euroregiunea Siret Prutnistru ne va oferi toată disponibilitatea la, nu doar la instruire, dar și la ceea ce ține de scrierea proiectelor. Important ca noi să știm bine care sunt priorități, să identificăm prioritățile și primarii rămâne ca să fie deschiși pentru a fi instruiți. Că până la urmă, deci susținerea și suportul din partea Euroregiunii, din partea Consiliului Anual Rezina va fi, dar ei rămâne a fi disponibil pentru a fi instruit și pentru a lucra pas cu pas la ceea ce vor fi indicate, pașii care vor fi indicați de către Euroregiuni. Capacitatea de absorpție legată de fapt cu capacitatea lor de a implementa aceste finanțări. Marea temă e de fapt ce sume pot veni din România și aici ține de capacitatea fiecărui primar de a identifica primării românești care pot și care vor. Că cea mai mică finanțare pe care am văzut-o a fost una de 15.000 de euro, dar am văzut și finanțare de 100.000 de euro. Deci în momentul în care într-o localitate care are un buget anual de 50.000 de euro, într-o finanțare de 100.000 de euro, asta normal se vede. Deci avem exemple de școli renovate, de muzee, de amenajări ale sediului primăriei,
parcuri, am avut astfel de exemple. Județul Iașanu, acesta va finanța în mod direct forumul transfrontalier pentru mediul de afaceri din toate cele 25 de raioane ale euroregiunii Bălți plus Găgăuzia. Potrivit unei hotărâri emise în august 2014 de Guvernul României, consiliile județene și primăriile pot cofinanța proiecte la care aplică comunități din Republica Moldova, cu condiția existenței unor acorduri de înfrățire între acestea. Potrivit autorităților raionului Rezina, posibilitatea înfrățirii Consiliului Raional Rezina cu județele Bacău și Brașov ar deschide mai multe posibilități pentru comunitățile raionului. Rămâne doar ca primarii să fie mai insistenți. De fiecare dată, practic, îi obligăm ca să vină la aceste ședințe, atât timp cât primarii nu vor înțelege că ei trebuie să solicite aceste întâlniri, nu noi să îi obligăm ca să vină, deci nu au șanse. Eu vreau să zic că chiar pas cu pas ei înțeleg că trebuie, fiindcă deja nu mai există soldul Consiliului Raional disponibil, nu mai există finanțare din bugetul Republicii și acum, pas cu pas, ei se apropie mai mult de acești instruiri. În primul an de finanțare, 2015, localitățile din Republica Moldova au beneficiat de suport în valoare de peste jumătate de milion de euro prin administrațiile publice din România. Partenerii consideră însă că perspectivele sunt mult mai extinse. În Republica Moldova sunt 900 de primării. Dacă fiecare primărie primește câte 10.000 de euro, ceea ce înseamnă mai puțin decât suma minimă care a fost pusă în joc până astăzi, asta înseamnă 9 milioane de euro într-un an. Dacă primește în medie 50.000 de euro, asta înseamnă 45 de milioane de euro într-un an. Euroregiunea Siret-Prut-Nistru include județele Iași, Prahova și Vaslui din România și 25 de raioane din Republica Moldova. Uniunea Europeană înregistrează peste 200 de euroregiuni create cu sau fără participarea directă a țărilor membre UE, inclusiv o euroregiune ruso-ucraineană.